Bine v-am găsit, e timpul știrilor și emisia primului postnistrean de televiziune este continuată de redacția moldovenească. Iată principalele teme ale ediției. Astăzi, ministrul afacerilor externe al Istriei, Nina Ștanski, s-a întâlnit cu ambasadorul german Matthias Meyer. Bilanțurile activității Ministerului Afacerilor Interne în anul 2012 au fost făcute astăzi la Colegiul Ministerului de Profil. La Râbnița s-a desfășurat campionatul la not Delfinul Vesel. Astăzi, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldovenești Nistrene, Nina Ștanski, s-a întâlnit cu ambasadorul german Matthias Meyer și cu reprezentantul fondului german Konrad Adenauer. Despre principalele teme ale discuției și perspectiva acestei întrevederi aflăm de la corespondenta noastră. În cadrul întrevederii în Ministerul Afacerilor Externe s-a discutat în primul rând problema normalizării relațiilor moldonistrene, fapt ce nu le este indiferent oaspeților din Germania, susține Nina Ștanski. Noi ne pregătim pentru o nouă rundă de negocieri și oaspeților noștri le-a fost interesant să cunoască la ce etapă de pregătire ne aflăm acum. La întrevederea de astăzi au fost enunțați unii indici de colaborare bilaterală dintre Nistrenia și Germania. A fost prezentat un proiect al cunoscutului fond Konrad Adenauer, care se ocupă de educația politică, contribuie la dezvoltarea artei și culturii atât în țară cât și peste hotarele ei. Conform șefului departamentului Nistrean de Externe, Nistrenia e gata să susțină inițiativa acestuia. Aceasta ține de intențiile tinerilor cercetători germani de a sosi în Nistrenia cu scopul de a realiza întâlniri cu organizații publice, cu tinerimea studioasă. Acestea vor permite cunoaștere de către germani mai îndeaproape a vieții din Nistrenia, a problemelor existente aici. Îmbucurător pentru Republica noastră este faptul că în viitorul apropiat reprezentanții Ministerului de Externe în frunte cu Nina Ștanski sunt invitați la München pentru a participa la conferința de securitate. Aceasta reprezintă o activitate internațională autoritară ce are loc anual, la care sunt invitați miniștrii de externe din o mulțime de state ale lumii pentru a discuta problemele actuale ale securității globale. Bilanțurile activității Ministerului Afacerilor Interne în anul 2012 au fost făcute astăzi la Colegiul Ministerului de Profil. La el a participat și prezidentul Republicii, Eugeniu Șefciuc. În 2012, în Republică au fost înregistrate 5.417 crime, cu 21% mai puțin comparativ cu anul precedent. În toate orașele și raioanele țării se evidențiază o scădere a infracțiunilor. Excepție formează raionul Râbnița. Acolo numărul lor a crescut cu 4,7%. Printre cele mai răspândite sunt furturile averii personale. Ele constituie 42% din numărul total. Descoperirea crimelor a crescut și la moment constituie 85,6%. Au fost depistate circa 1027 crime economice, 512 legate de folosirea și circulația ilegală a drogurilor. Au fost scoase din circuit 25 de kilograme de narcotice. În octombrie 2012, în Ministerul Afacerilor Interne a fost creată Direcția Operațiuni Speciale. Ea urmărește scopul luptei cu grupurile organizate de infractori, descoperirea omorurilor intenționate, în special a celor la comandă. În acest context e de menționat că au fost depistați și criminali care au săvârșit omoruri 10 și mai mulți ani în urmă. Milițienii au contribuit la depistarea infractorilor aflați în căutare, a persoanelor dispărute fără de urmă. Audiind dările de seamă, prezidentul a făcut aprecierea proprie a lucrului ministerului. Pentru anul 2012, colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne merită o notă pozitivă a lucrului său, în pofida tuturor dificultăților care sunt. Luând în considerație componența cadrelor, asigurarea, finanțarea, inclusiv și salariul, dificultățile materiale, vezi că majoritatea milițienilor și au îndeplinit cu cinste datoria. La fel, prezidentul a trasat unele sarcini pentru viitor, printre ele utilarea tehnică a tuturor subdiviziunilor. La Institutul Juridic din Tiraspol, începând cu noul an de studii, vor fi schimbate condițiile de admitere pentru abiturienți. Acum, a deveni student al instituției va fi mult mai ușor. Potrivit deciziei comisiei create pe lângă Ministerul Educației, din lista examenelor de admitere a fost exclusă istoria. Pentru admitere la Institutul Juridic din Tiraspol, abiturienții anului curent vor susține două examene unice de stat, la limba maternă și științe sociale. Și reieșind din specificul instituției noastre, aici la Institutul
juridic din Tiraspol, ei vor susține examenele de admitere la științele sociale și pregătirea fizică. În afară de aceasta, pe doritorii de a fi admiși la institut, îi mai așteaptă încă o inovație. Începând cu noul an de studii la Institutul Juridic, va fi încetată admiterea la specialitatea jurisprudență. Începând cu anul curent, nu primim studenți la specialitatea dată, ci lucrăm doar cu specialitățile cu profil de drept și anume, care țin de miliție. Atestarea pedagogilor din Republică, programul învățământului de profil Vectorul Profesiei, scopurile și concepțiile acestuia. Iată unele din cele mai principale întrebări discutate la ședința Direcției Învățământului Public Tiraspol. Care sunt noile concepții, ce scopuri sunt urmărite în secvența următoare? Potrivit regulamentului, până la 1 decembrie 2012, toate instituțiile de învățământ trebuiau să prezinte documentele profesorilor care urmează să fie atestați. În total, e vorba de 116 pedagogi care vor fi apreciați de către membrii Comisiei Direcției Învățământ. Timp de 2 luni a lucrat Comisia pentru a determina nivelul de realizări ale pedagogilor în acea categorie în care sunt înregistrați. Atestarea e un lucru emoționant pentru fiecare pedagog, fiindcă el trebuie să-și prezinte rezultatele muncii sale și să demonstreze comisiei că merită categoria dată. Deja în luna aprilie curent va deveni cunoscut numărul de pedagogi ce au susținut atestarea la categorii. Încă o întrebare discutată actualmente foarte importantă a fost învățământul de profil. Programul de învățământ Vectorul Profesiei este elaborat cu scopul de a ajuta tânăra generație să se realizeze în diverse profesii. Ea se planifică să fie introdusă în școli în 2013-2015. În ultimii ani, în învățământul de profil sunt încadrați tot mai puțini elevi, ceea ce are urmări negative. Absolvenții noștri nu se pot orienta întotdeauna în alegerea profesiei. Scopul nostru este de a-i ajuta în autodeterminarea lor profesională. În afară de ajutorul în alegerea profesiilor, învățământul de profil va construi o bună temelie în pregătirea adolescenților către examenele de admitere. După cum s-a menționat la ședință, deja la finele primei jumătăți a anului de învățământ, nu s-a schimbat procentul copiilor eminenți, însă s-a mărit numărul celor care învață bine și s-a micșorat procentul codașilor. Colegiul pedagogic din Bender a fost vizitat de către elevii claselor superioare din capitală. Ei se află în pragul alegerii viitoarei profesii și, posibil, în viitor, unii își vor lega soarta anume de această instituție de învățământ. Colegiul pedagogic este o instituție de învățământ cu un statut deosebit, căci menirea celor care își fac aici studiile este de a educa și instrui tânăra generație, anume ei vor forma viitorul țării. Studenții noștri mai întâi de toate trebuie să cunoască cum să organizeze aceste activități, pentru că pentru viitor ei au practica educativă, cât diverse tipuri de practici, dar este și practica educativă, vor organiza diverse activități extrașcolare în timpul practicii de stat și apoi și în câmpul de activitate, fără îndoială că aceste activități care decurg în colegiul nostru le vor ajuta ca să activeze în câmpul muncii. Studenții participă la ele cu plăcere, avem și un cerc de vocal. Acesta lor le va fi de ajutor în viața de pedagog, fiindcă știm destul de bine că vor fi obligați să învețe aceste lucruri și copiii. Mai avem și un cerc de ritmică, diverse secții sportive, la care studenți participă cu plăcere și acesta contribuie la relaxarea lor, la autorealizarea lor, autoafirmarea. Obiectivul pedagogilor de aici este de a crea niște personalități apte de a se integra în societatea modernă. Ei depun toate eforturile ca studenții să fie multilateral dezvoltați. Nu suntem doar profesori așa cu un unghi îngust și avem o perspectivă largă. Noi dorim și împreună cu profesorii noștri care cu multă dragoste lucrează pentru noi, noi dorim să luăm tot ce e cel mai bun ce ne dau ei. Din această cauză încercăm să și ne, adică nu doar încercăm, dar chiar facem totul pentru a ne manifesta din punctul pozitiv. Este necesar ca tineretul nostru să fie activ, creativ, capabil de a-și realiza visurile, anume aceste scopuri și le trasează pedagogii și studenții Colegiului Pedagogic din Bender. La Râbnița s-a desfășurat campionatul la anot Delfinul Vesel. La competiție au participat 8 echipe din orașele Tiraspol, Chișinău, Bălți și Râbnița. Pe spate, fluture, braț, ștafete. Pe parcursul a 3 zile, tinerii sportivi au concurat în diferite stiluri de anot.
De data aceasta, 260 sportivi au luptat pentru medalii în trei categorii de vârstă, schimbul olimpic, delfinul vesel și cadeți. Campionatul este unul dintre cele mai importante evenimente sportive din raion, menționează organizatorii. În anul curent s-au schimbat esențial și condițiile de la bazin. Administrația a alocat mijloace considerabile pentru reconstrucția bazinului. Cald, uscat, luminos, noi suntem mulțumiți. Este plăcut că în condițiile complicate de astăzi au fost alocați bani și noi am realizat aceste lucrări. Pentru tinerii sportivi, Delfinul Vesel este o șansă de a pleca la competiții internaționale. Cele mai bune rezultate în grupul Schimbul Olimpic le-au demonstrat notatorii din Bălți. Și de data aceasta, pentru titlul de lider au concurat echipele școlilor sportive ale rezervelor olimpice din Tiraspol și Chișinău. Am venit în coace cu schimbul olimpic. Acești copii practică în notul deja 3 ani. Școala câștigătoare va pleca la campionatul Ucrainei. Sunt foarte bucuros că am luat loc întâi la butterfly. Am 9 ani și îmi place foarte tare să not. În rezultat, din cele 8 școli de înot, locul întâi le-a revenit tiraspolenilor. Echipa va prezenta Nistrenia la campionatul Ucrainei. El se va desfășura în luna februarie, în orașul Bielaia Țărcovi. Pe locul 2 s-au plasat sportivii din Chișinău, iar de locul 3 s-au învrednicit notatorii din Bălți. Atât pentru această ediție. O seară frumoasă în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 30 ianuarie se așteaptă înnorări variabile, fără precipitații esențiale. Vântul va sufla din sud cu viteza de 3-6 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord, -7, -9 grade, ziua -1, -3. În capitală noaptea -6, -8, ziua 0, -2 grade.